Ce calități crezi tu că ar trebui să aibă un președinte Nemo? Să fie îndrăgostit în primul rând de România. De, exemplu, să fie nu, omul care face, care arbitrează între puterile din stat. După părerea voastră, care ar fi responsabilitatea reală a președintelui? Nu asta să vegheze și să o croteze. Să conducă o țară, să, avanseze țara să o vadă că a luat din punctul P2 și îl ducem punctul P3. Hai să zicem asta. Este șeful CSAT-ului. Ar trebui să-mi promite și să-mi garanteze. nu doar să-mi promite, să-mi arate că poate să o facă, da? Poate să mă apere, da? Să apere România. Hagi ca fotbalist. Elon Musk. El nu se gândește că merg la muncă. El se distrează. El se face fotbalist. Aha. aha foarte aici, frumos. Deci, pentru el, pentru Elon Musk sau Hagi, profesia este o vocație, cum am zis noi, da? M-am tot întrebat, așa cum spui tu, de ce românii nu vor să fie președinți? Și eu cred că președintele României, da? în momentul în care vrea să fie ales și decide, domne, eu vreau să fiu ales președinte al României pentru că eu cred că este nevoie de mine. Primul lucru, condiția. Este nevoie de mine. Da? Doi, e nevoie de mine pentru că eu sunt un om puternic și am arătat-o. Sunt un om slab în același timp. De ce? Vă iubesc pe voi, cum mi-a cerut domnul Nemo să vă iubesc. Păi voi merita să vă iubesc, frați români. Nu. Și mai știu ceva. Că în acest moment al vieții mele și al istoriei poporului meu, ei au nevoie de mine și eu sunt pregătit să fac două lucruri. Să fiu servitorul vostru. Și în această calitate, Încerc să fac totul ca să mă respectați ca servitor, nu ca argat. Pentru că s-ar putea să ajung în situația în care să fiu pregătit să mă sacrific. De ce? Voi, românii, alegeți oamenii deosebiți între voi numai când sunteți la ananghie și când aveți sentimentul că nu vă mai ajută Dumnezeu. Și îl sacrificați. Ca să vă salveze pe voi. Te bagi nemo? Uh, dacă te schimba, schimba, nemo? Dacă schimbați titulatura, capitanul da. nemo, mergeți și. Da, hofi, te bagi? Nu. Nu vrei să fii președinte? Nu. De ce? Nu am motivul pentru care să vreau. Fiecare trebuie să fie potrivit la locul lui. Omul omul potrivit la locul potrivit este un oximoron când îl aplicăm. La politicienii români. Omul da? potrivit, punct. Politicienii români sunt omul incompetent, impostor și nepotrivit, la locul potrivit. Președintele. Azi, de Azi, da? l-am auzit. Și deci trebuie să le spun atâta. Români pot și putem. Noi vrem să schimbăm România împreună cu tine. Pentru că credem că putem împreună cu tine să aplicăm una câte una, să lansăm proiecte și să aplicăm aceste hotărâri ale tale. Da, una este votul electronic. În curând, sper, în câteva zile o să-ți transmitem o invitație să te autopropui ca parte a proiectului. Vrem să fii parte a acestui proiect și a altor proiecte care se vor naște în urma discuțiilor de aici și pe care să le punem la masa, să le punem pe masa noastră, n-am de gând să le punem pe nicio masă, nici a guvernului, nici a președinției, că suntem sătui de România educată, dar și PNRR-uri și tot felul de alte inepții pe care dacă le citești, nu mai vorbim de programele partidului, nu că adormi, adormi cu dureri de cap. Votul tău este o parte a puterii.